incident legat de rasism la meciul Franța-Ungaria. Mai multe persoane spun că au auzit strigăte de maimuță venite din sectorul ocupat de ultra și maghiari. Incidentul s-a repetat de mai multe ori, în prima repriză, în special când jucătorii Franței N'Golo Kanté și Paul Pogba atingeau mingea. Dar haideți să vedem o poză cu echipa națională a Franței și probabil veți înțelege contextul. În primul 11 au existat câțiva jucători de culoare, dar dacă ne uităm la poze mai vechi cu echipa Franței, vom vedea un număr mult mai mare. Aceste sunete au fost imperceptibile pentru mulți spectatori, având în vedere zgomotul asurzitor al celor 56.000 de fani prezenți pe Pușcaș și Arena. Dar mai multe persoane, inclusiv fotografi, au raportat aceste incidente. Reprezentativa Franței a remizat sâmbătă scor 1-1 cu selecționata Ungariei într-un meci disputat pe Pușcaș și Arena din Budapesta în grupa F al turneului final al campionatului european. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen. We'll be right back.